Autoritatea pentru digitalizare ne monitorizează cu cel puțin 4 camere video. Și aici avem poliție locală din capitală care staționează cam periculos și ilegal în fața colegiului Spiru Haret. Eu dacă aș opri așa o mașină, aș lua amendă, nu-i așa? Sau dacă aș lăsa ușa deschisă peste trotuar, ca oamenii să fie nevoiți să meargă pe carosabil, căruciorul de copii, aș fi atenționat. Dar polițistului puțin îi pasă. Îți crede deasupra legii. Strada italiană, colț cu oțeta. N-are nicio grabă. Omul e la servici. Ziua de muncă curge, centura e la spate și la pasager și la șofer. Semn că nu o poartă niciodată. Stăm la taifas cu mașina pe trotuar. Să vă vadă șeful sau Nicușor Dan ce v-ar zice. Îl zice că nu-i bun, că nu-i legal, că nu-i frumos așa. Nici o grabă, da. Unde să ne grăbim? Cronometrăm, să vedem cât durează. Nu știm cât a durat până acum, dar o să vedem cât durează de acum încolo. Așa o să rămân fără baterie acuș. El are când, nu se grăbește. Vreau să vă arăt o mașină care staționează ilegal la semnul care interzice. Staționează ilegal, nu-i așa? Da, ar trebui să o amendați. O amendez, nicio problemă. Oare sunt la, poliția patrulare? Sunteți poliția patrulare? Vrei să sun la poliție? Prezentați-mi un document de poate sun la, sun la poliția rutieră. Sunați la poliția rutieră, ok. În afară de filmat și orice altceva sunteți dumneavoastră, aveți un serviciu anume? De ce vă interesează? Păi nu știu, că văd că pierdeți timpul filmând. Cum doar pierd timpul? Ați parcat ilegal o mașină pe trotuar și împiedicați circulația oamenilor. Vi se pare lucrul acesta? Mi se pare, da. Nu, și vă rog să mutați mașina de acolo. Eu aș recomanda să vă găsiți un serviciu. Da. Asta la poliție, de exemplu, să vin. Să vin, de exemplu, la poliția locală, nu? Unde doriți dumneavoastră să vă... Ce muncă grea mai ai. Da. Toată lumea te invidiază. Corect, așa este. De ce nu respecti legea? Cum nu o respect? Păi ia uite cum stă mașina. Foarte fix bine, după semnul care interzice. Nu blochez absolut nimic. Am vorbit cu persoane respective care au garajul acolo, că nu e o problemă. Atâta tot. Ok, altceva, să vedem ce o să zic cu poliția patrulară. Nici o problemă. O zi bună, sănătate. Grea muncă mai ai. Succes. Felicitări. Nu aveți niciun stres. Sper. Nici ai regulamentar marcat? Da. Ai nicio treabă, domnule. Nici servici, nici nimic. Îmi place taca-taca cu...
Căneruța. Ne-am născut cu tehnologia în mână, filmăm, că doar asta știm să facem în ziua, da, și atâta tot. Care-și ce-a învățat? Fiecare la ce-l duce capul. Da, corect. Deci vezi că încalci legea și o să iei amendă, că o scriu eu plângere la poliția rutieră. De ce n-ai rugat-o pe Am vrut să-l văd cum pornește cu centura la spate, dar o să-l văd altă dată, că acum chiar am treabă. N-are niciun stres. Se crede deasupra legii. Nimănui nu încurcă. E o fericire în orașul ăsta. Și primul exemplu îl dau polițaie.